Dragii mei, pe o notă de bucurie amestecată cu amărăciune, slăvim pe Dumnezeu că niciunul din cei ce au suferit n-a plecat dintre noi. Dar nu a fost ușoară suferința și nu este încă. Încercarea este grea. De aceea, personal, mi-am luat timp permanent să stau în rugăciune pentru adunare, pentru cei care suferă și să stau în comunicare permanentă cu starea fiecăruia dintre ei. În urma rugăciunii înălțate am fost îndemnat să aduc înaintea voastră acest cuvânt care se găsește în Ezechiel capitolul 33 și aici vom afla noi intersecția dintre responsabilitatea personală și responsabilitatea liderilor sau conducătorilor noștri. Începând de la versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului. Vorbește copiilor poporului tău și spunele le când voi aduce sabia peste vreo țară, cum este acum Molima în întreaga lume, și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și va pune ca străjer, cum sunteți voi, frații și colaboratorii mei din bordul bisericii și în fiecare familie, în dreptul fiecare persoane, în parte responsabilitatea personală, nu este nimeni. Asupra căruia Dumnezeu nu a pus responsabilitatea aceasta cu atâta a, a, seriozitate și solemnitate. Când omul acela va fi luat când tu și cu mine. Am fost a, chemați de Dumnezeu să, a, ca străjeri asupra propriei noastre vieți cel din tâi și asupra vieții celui de lângă noi. Nu vom răspunde asemenea lui Cain, eu nu sunt păzitorul fratelui meu, cu alte cuvinte era păzitorul doar al vieții lui, doar al, doar al dorinței lui. Nu ești păzitorul fratelui tău, dar ești păzitorul cuvântului lui Dumnezeu care ți-a fost dat cu privire la starea sufletului tău păcatul pândește la ușă, datoria ta este să-l să, să stăpânești. Prin aceasta îți faci datoria față de aproapele tău. Acum, dacă străgerul acela, adică tu și cu mine și fiecare în parte pentru propria lui viață vede, sabia, vede venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului. Aceasta e partea pe care trebuie să o împlinești tu față de tine, să-ți să tragi un semnal de alarmă, de atenție, de prevenire, de grijă pentru toate aspectele vieții. Dacă omul acela vede venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri, fie că e vorba de tine personal, fie că e vorba de familia ta sau de biserică, nu te ferești, sunt oameni așa zis curajoși. Oamenii aceștia mai degrabă au probleme de o altă natură decât de curaj. Sunt unii oameni care s-au arătat batjocoritor la adresa realității din jurul nostru. Nu putem face și nu ne putem supune niciunui fel de a trăi de genul acesta, având în vedere suferința pe care mulți oameni dintre noi au trăit-o. Dacă cel care aude sunetul trâmbiței nu se va feri, fie tu personal, nu e nicio măsură pentru tine și nu e nicio măsură pentru familia ta sau pentru biserica ta unde te-a pus Dumnezeu străjer, dacă nu te ferești, sângele lui să cadă asupra capului lui, dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Am avut în vizită la universitate un profesor un care venea din Uganda, episcopul general al Bisericii Anglicane, Canon. Omul acesta ne-a spus că devastările produse de SIDA, de boala aceasta cumplită în Uganda, sunt mult mai cumplite decât cele produse de lagările de concentrare în Europa. Și că în acest genocid uman nemai auzit, peste 80% dintre cei ce mor sunt creștini, iar ceilalți sunt animiști și de alte convingeri, 2% islamici, 0% evrei, spunând dumnealui, oamenii aceștia trăiesc sau mor în funcție de felul cum respectă măsurile de igienă și de protecție. Așa scrie aici Scriptura, că dacă aude sunetul trâmbiței și se ferește, își va scăpa viața. Mulți oameni s-au ferit și nu și-au scăpat viața, dar au împlinit înaintea lui Dumnezeu ceea ce au fost chemat să împlinească. Nu au murit nici din încumetare, nu au murit nici din bravură, nu au murit nici din prostie. Biblia spune înțeleptul vede primejdia și se ferește din calea ei. Nebunul o vede, dar merge drept în, în primejdia aceasta. Acum este un aspect la care aș dori să luăm seama, dacă însă versetul 6, dacă însă străjerul va vedea venind sabia, și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat, și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, a unui singur, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. În concluzie, dacă simți că asupra ta se manifestă cele mai slabe semne ale unui, ale simptomei acestei cumplite pandemii și boli. Dacă simți, dacă ai acest, această stare și ești conștient de ea și simți lucrul acesta, nu te duce nici acasă, închiriază o cameră undeva, stai departe, nu-ți îmbolnăvi familia, nu îmbolnăvi pe cei iubiți. Datorită faptului că uneori mândria ne împiedică să recunoaștem realitatea. Nu veni la biserică, nu faci niciun serviciu nici lui Dumnezeu, nici, lui, nici oamenilor, faci un serviciu celui rău dacă vii când știi că ai aceste simptome. Nu uita lucrul acesta. Nu omul a fost făcut pentru biserică. Biserica a fost făcută pentru om. Și cel mai mare serviciu pe care poți să-l faci lui Dumnezeu și bisericii lui este că atunci când simți că ai vreo formă de simptom asupra ta sau când simți că ai fost împreajma unor astfel de oameni, cel mai bun serviciu pe care poți să-l faci este să te reții de a veni în locul acesta public. Am fost împreună cu prezbiter Ovidiu Dobrin și am ascultat pe un domn. Dumnealui ne-a spus că a fost în preajma unor oameni care ulterior s-au dovedit a fi bolnavi, având COVID. Și atunci dumnealui a spus, zice, primul lucru pe care l-am făcut, am luat telefonul și am sunat pe toți aceia cu care m-am întâlnit în ziua aceea. Într-adevăr, când a fost testat, s-a confirmat că avea virusul. Dar spunea dumnealui, n-a rămas nimeni din cei pe care i-am cunoscut, pe care să nu-i fi sunat și să le spun, testați-vă și vedeți care este adevărul despre voi. Rețineți-vă să mereți acasă sau în public înainte de a fi sigur că sunteți liberi. Acesta este un străjer care și-a făcut datoria. În versetul 7, cu care aș dori să închei micuța meditație, este, sună astfel, Fiul omului, adică tu și cu mine, te-am pus trăjer și peste viața ta, și peste casa ta, și peste casa lui Israel, și peste casa lui Dumnezeu. Tu trebuie să asculți cuvintele care ies din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.